mulți nu, nu își dai seama că eu nu sunt tată și face comparația asta. Și comparația asta nu e nedreaptă să facă, că tată, unul ca tată se naște la 1000 de ani. Și nu pentru că sunt eu fiul lui că o să fiu la fel, nu o să fiu. Și până la 15 ani am suferit foarte mult cu chestia asta, cu comparație, dar după mi-am dat seama că nu o să fiu, nici nu voiam să fiu ca la fel ca el și știam că era greu. Am văzut de drumul meu, orice ar fi, lumea, nu contează ce spui, ce zici, o să facă comparație, dar nu mai mă deranjează chestia asta.